V-am spus că avem o surpriză, da? Un nou analist s-a alăturat echipei noastre. Vorbim despre unul dintre cei mai valoroși fotbaliști din ultimii 20-30 de ani din România, un lider incontestabil, așa, fostul capitan al lui Dinamo și unul dintre jucătorii cei mai reprezentativi, ca să nu spun carismatici, din perioada de gloria lui Dinamo, care de astăzi l-am cooptat în echipa noastră, l-am făcut chiar dacă nu-i perioadă, chiar dacă nu-i perioadă de mercato, da? Era jucător liber. Da, chiar dacă nu-i perioadă de mercato, da? Nici pe el nu l-a luat Dinamo. Cum? Da? Nici pe el nu l-a luat Dinamo. Da, chiar dacă nu e perioada de mercato, oameni buni, noi am făcut transfer, da? Deci noi am făcut transfer. Transferul este Florentin Petre, da, marele jucător al lui Dinamo, fostul capitan al lui Dinamo, care începând de astăzi va fi analist aici la noi la Fanatic Superliga. Salut, Florentin. Salut, salut! Îți mulțumesc foarte mult pentru prezentare. În primul rând, mă bucur foarte tare că fac parte din această echipă. Văd că avem o echipă puternică. Da, suntem mulți! Mă auzi, nu știu cât de puternică, dar e mult! Horia, dar toți la 1,68 m, mai dă-ți... Da, mai ridicați puțin, nu talia, nu? N-avem, Florentin, auzi ce zice Vivi, n-avem talie! N-avem talie. Îl aud foarte bine și să nu uite că de foarte multe ori a avut probleme cu noi ăștia mai micuți de reținut. Cum vorbește așa invidia, păi ne căutai cu detectorul de valoare pe teren când ne infiltram pe lângă tine. Da, Florentin, stai ce să facem? Minte, Vivi. Nu-mi plăceau ăștia mici deloc, erau pitică. Păi cui îi plac ăștia mici? Pentru că sunt jucător de viclete. Lunea Piții, nu mai ții minte Lunea Piții, că avea numai mici. Păi da, dar și ce performanță a făcut Nea Piții cu noi? Așa este, am mers cu el la campionatul european, după aceea am crescut frumos și oriunde ne punea, noi ne făceam treaba și ne-am calificat de fapt la două campionate europene cu el. Da. Florentin, bine ai venit alături de noi în echipa Fanatic. Hai